Husbands, love your wife as Christ loved the church. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Spuneam dimineață că nu la întâmplare Pavel prefațează blocul de text pentru familie cu supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În tălmăcirea mea, dacă vrei să ai o familie sănătoasă, mai întâi ia-L pe Domnul Iisus Hristos ca autoritate finală. Și porunca aceasta se aplică soților, soțiilor, copiilor, părinților, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. De ce să o facem? În primul rând să-L avem de partea noastră, din pricina ascultării noastre, pe Stăpânul Universului. În al doilea rând să evităm divorțul. În al treilea rând să păstrăm între noi, oh, have to slow down for those who do not speak so well Romanian, sorry. În al treilea rând să păstrăm o comunicare care să poată să ne țină la oaltă. Și în al patrulea rând, ca să ne putem împlini rolurile pe care le-am primit fiecare dintre noi de la Dumnezeu. Soțiilor, Dumnezeu le spune, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El mântuitorul trupului și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. O femeie, spuneam dimineața, este supusă ca Domnului atunci când se străduiește să-și înțeleagă și să-și împlinească rolul și rostul în familie. Observați, ceea ce este eliberator este că noi nu suntem chemați să ne dăm sarcini unii altora. Eu n-am nimic de pretins de la soția mea și n-am nimic de spus soției mele. Dumnezeu a creat o femeie, mi-a dat-o ca soție și este treaba lui să-i spună cum trebuie să se supună. Ba mai mult, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să modeleze supunerea înaintea ochilor ei. Dar același lucru este adevărat și pentru mine. Ea nu poate să-mi spună cum să o iubesc, nu-i treaba ei lucrul acesta. Dumnezeu mi-a dat această poruncă și l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să modeleze iubirea pe care trebuie să o urmez. Am spus dimineață că orice femeie ar trebui să răspundă la trei întrebări fundamentale. Și dacă n-ai răspuns la aceste întrebări, nu știi de ce existi pe planeta aceasta, de ce întemeiezi o familie. În primul rând, cine sunt și pentru ce am fost creată? Genesa capitolul 2. În al doilea rând, care este slujba, menirea mea principală în ochii lui Dumnezeu? Menire care nu pot delega nimănui. O mulțime de lucruri pot fi făcute de altcineva, dar lucrul acesta trebuie să-l facă doar soția. Nimeni altul nu poate face pentru soțul ei. Și ați văzut că slujba principală a unei soții este să vegheze ca să nu fiu lovit pe la spate de către cel rău. Iar atunci când ea își împlinește menirea, însuși Dumnezeu veghează asupra ei. A treia întrebare este, după ce am aflat care-i rolul meu principal, cum trebuie să-l împlinesc? Atenție soțiilor, femeilor, fetelor, la îndemâna unei femei sunt cuvintele. Ori aici Scriptura spune că trebuie să-ți câștigi bărbatul fără cuvânt, prin purtarea ta, când va vedea felul tău de viață curat și în temere înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este de mare preț în ochii Dumnezeului nostru. Dar cu asta dați-mi voie să mă întorc către bărbați, către băieți, către soți și dacă aș putea v-aș ridica pe toți în picioare, aș trece surorile în spate și bărbații în față. Doar ca să mă audă mai bine. Dar dacă sunt lângă dumneavoastră, mai dați-le câte un cot din când în când. Versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa,
Trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului lui, da, mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine, iar nevasta să se teamă de bărbat. Dați-vă voi să încep cu începutul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dacă vreau să știu ce am de făcut, trebuie să pun o întrebare. Cum a iubit Hristos biserica? Dacă termenul de comparație nu mi-este clar, slujba sau datoria mea nu este clară. Vreau să vă spun dintr-un început că biserica suntem noi, bărbați și femei, soți și soții, părinți și copii, tineri și bătrâni. Noi suntem biserica, cei care am fost mântuiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, întrebarea aceasta, cum a iubit Hristos biserica, ne vizează pe toți deopotrivă. Dar ca să înțelegem iubirea lui Hristos pentru biserica sa, trebuie să-L aducem pe Tatăl în ecuație, în discuție, planurile pe care El le-a alcătuit în sine însuși. Dacă țineți minte, dimineața am citit textul din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3 și am văzut că Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Dumnezeu a alcătuit în sine însuși planul mântuirii noastre. Fiul a intrat în planurile Tatălui ca să le împlinească și bărbatul, avându-L pe Hristos ca și cap, intră în planurile lui Hristos și în lucrarea pe care Hristos i-o dă, el are nevoie de un ajutor potrivit de soția lui. Dar ca ajutorul să fie potrivit, el trebuie să împlinească porunca lui Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Textul spune, Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Priviți imaginea din fața voastră. Îl am pe Hristos, îl am pe Dumnezeu Tatăl sus și am biserica, bărbați, femei, soți și soții. Sunt două dimensiuni esențiale. În primul rând, Hristos s-a dat pe sine pentru noi. He gave himself for us. Dar a făcut-o ca o jertfă, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Între noi și Tatăl, prioritatea are Tatăl. Cu alte cuvinte, Hristos ne-a iubit în lumina planurilor Tatălui, nu în lumina așteptărilor noastre. Hristos a venit să împlinească planurile Tatălui, pentru că Tatăl, Dumnezeu, este capul lui Hristos. Hristos a intrat în planurile Tatălui. Deci, El ne-a iubit dându-se pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Nu noi am fost întrebați de Domnul Iisus cum să fim iubiți. N-a venit Domnul Iisus la noi să întrebe, dragilor, cum ați vrea să vă iubesc? Ci Tatăl a fost întrebat, Tată, spune-mi, cum trebuie să iubesc pe păcătoșii aceia? E uriașă diferență, pentru că de cele mai multe ori noi avem o idee despre ce înseamnă a iubi sau a fi iubit. Ori, dacă nu mi se împlinesc așteptările, sunt supărat și le trântesc toate de pământ. Dacă, în schimb, înțeleg că Tatăl este Cel care i-a spus Fiului cum să ne iubească și Fiul ne-a iubit de dragul Tatălui ca să împlinească planurile Tatălui, atunci avem un tipar extrem de important și pentru familia noastră. Dragii mei, Tatăl a alcătuit în sine însuși un plan ca să-L aducă la îndeplinire, la împlinirea vremii. Ascultați ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 4. În El, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui
ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preiubitul Său. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Versetul 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Uitați-vă la imaginea din fața voastră. Punctul acela din dreapta este momentul întemeierii lumii. Tot ce este în stânga punctului respectiv este în veșnicia trecută. That yellow dot is the beginning of the universe. Everything on the left, it's in the past eternity. Dumnezeu ne-a ales în Hristos, observați dreptunghiul acela verde, ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Dar El ne-a ales după ce ne-a înfiat. Ca să ne înfieze, mai întâi a trebuit să ne răscumpere, să ne ierte. Ca să ne poată răscumpăra și să ne poată ierta, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile lui Dumnezeu. Iar ca Fiul lui Dumnezeu să poată intra în planurile lui Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să alcătuiască în sine însuși planul mântuirii noastre. Dați-mi voie să vin de la stânga la dreapta. Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan, după care l-a împărtășit cerului întreg. Și dintr-o dată un înger puternic a strigat: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile, să dea drumul istoriei? Și Scriptura spune, nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Și în tăcerea aceea, în care Ioan a plâns mult, Fiul lui Dumnezeu, de la dreapta scaunului de domnie, s-a ridicat, a dezbrăcat slava sa și a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile Tatălui, El a știut că iubirea Lui pentru biserică, pentru tine și pentru mine, trebuie să ducă la împlinirea planurilor Tatălui și nu la împlinirea așteptărilor noastre. Ori aceasta a dat un scop iubirii sale și aceasta l-a obligat să-și toarne iubirea în acțiuni concrete care să realizeze planul lui Dumnezeu. Pentru foarte mulți dintre noi, iubirea este un fel de gelatină care curge peste celălalt. Nu, dragii mei, iubirea este o săgeată. Iubirea trebuie să realizeze ceva. Domnul Iisus Hristos, ca să poată să împlinească planurile lui Dumnezeu, a trebuit să facă lucruri concrete. Și ascultați, vă rog, ce spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, versetele 6 la 8. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Uitați-vă în ce și-a turnat Fiul iubirea pentru noi, în lumina planurilor lui Dumnezeu. În primul rând, a dezbrăcat slava Lui. În al doilea rând, a acceptat întruparea, El, Dumnezeul infinit, Creatorul, să se restrângă la un trup omenesc. A trăit printre noi, plin de har și de adevăr, și deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, a fost fără păcat. A suferit pe nedrept, pentru că l-am luat și l-am răstignit pe o cruce. Dar a treia zi a înviat. După 40 de zile s-a înălțat în slavă și acolo mijlocește pentru fiecare dintre noi. Știți de ce? Ca să realizeze răscumpărarea noastră, iertarea noastră, înfierea noastră și pecetluirea noastră cu Duhul Sfânt, fără de care nu există dezbrăcare de omul vechi, îmbrăcare cu omul nou, modelarea noastră întru chipul și asemănarea lui Hristos și intrare în prezența lui Dumnezeu. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a știut că în ceruri vor intra doar aceia care sunt sfinți și fără prihană înaintea Lui, cei care sunt asemenea chipului Fiului Său.
Și Fiul a venit să facă tot ce era necesar ca nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să poată coborâ în trupurile noastre. Noi să devenim temple ale Duhului Sfânt și El să modeleze chipul lui Hristos în noi. Iubirea lui Hristos față de biserică urmărește împlinirea planurilor Tatălui și nu așteptările bisericii. Dați-mi voie să repet. The love of Christ for His church fulfills the plan of the plans of the Father and not my expectations. Și asta, dragii mei, este o radicală răsturnare de paradigmă. Toate soțiile știu cum ar dori să fie iubite. Așa-i? Ori cred eu că după acest tipar, pentru că asta îmi spune Scriptura, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Eu ca soț nu întreb pe soția mea cum să o iubesc. Ca să vă destind puțin, după 40 de ani de căsătorie aproape, o întreb din când în când: Nora, ți-a fost foame cu mine? Ea zice, nu. Ți-a fost frig? Ea zice, nu. Iar eu îi spun, mi-am împlinit datoria. Te-am iubit conform vorbelor Scripturii. Dacă cineva are ce mânca și ce îmbrăca, este de ajuns. It's very easy. If you know the Bible, it's very easy. Life is not very complicated. Da? Scriptura ne spune că atunci când ești chemat să-și iubești soția, trebuie să urmezi tiparul lui Hristos. Ori Hristos nu m-a întrebat pe mine, mireasa lui, cum să mă iubească, ci l-a întrebat pe Tatăl cum să mă iubească. Acum putem pune în paralel cele două iubiri, iubirea lui Hristos și iubirea soțului pentru biserică sau nevestei pentru bărbatului pentru nevasta lui. După cum Hristos a iubit biserica în lumina planurilor Tatălui pentru a le împlini, tot așa trebuie să-și iubească și soțul soția în lumina planului lui Dumnezeu pentru ea, pentru că ce-a gândit Dumnezeu pentru soția lui să se realizeze. Și nu uitați, dimineață spuneam, Dumnezeu când a creat-o, a creat-o să fie un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit. Ori Dumnezeu a creat-o pe femeie ca să fie un ajutor potrivit și iubirea soțului trebuie să ajute în această devenire a ei. Voi reveni la asta un pic mai târziu. Iubirea soțului trebuie să încurajeze în soția lui împlinirea rolului pe care Dumnezeu l-a gândit pentru ea, planului pe care Dumnezeu l-a gândit pentru ea. Atenție însă până unde ducem paralela dintre iubirea lui Hristos pentru biserică și iubirea noastră pentru soțiile noastre. Dați-mi voie să mă întorc spre iubirea lui Hristos pentru biserica lui. Care e conținutul și care sunt efectele iubirii lui Hristos? Textul nostru spune, Hristos a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Dați-mi voie să le iau pe rând. Hristos s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Christ gave himself for her to sanctify her. Acum a sfinți înseamnă a pune deoparte. A pune deoparte. După cum o mireasă se pune deoparte pentru mirele ei dintre toate celelalte fete și dintre toți ceilalți băieți, tot așa biserica se pune deoparte pentru Hristos din lumea aceasta. Noi suntem adunarea celor chemați afară din lume. Noi suntem eclesia. Dar lucrul acesta a avut enorme implicații legale. Pentru că noi nu eram liberi, ca fetele din ziua de astăzi, care așteaptă un pețitor. Noi eram deja ai satanei. Ne-am vândut prin protopărinții noștri, prin Adam și Eva. Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 7, primele 4 versete. Nu știți, fraților, vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el.
Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei, câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, de legea bărbatului ei. Deci, când câtă vreme îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu se va, mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Acum, Pavel mută această relație dintre soț-soție, o mută în planul spiritual. Și ca să înțeleg cine sunt și care este starea mea, de unde a trebuit să mă ia Hristos, să mă pună deoparte pentru El, priviți imaginea din față. Triunghiul acela din stânga este Dumnezeu, triunghiul galben, triunghiul din dreapta cu susul în jos este Satana sau pretinsul Dumnezeu. În momentul în care eu, prin neascultarea mea, am întors spatele lui Dumnezeu și acum vorbesc pentru întreaga omenire și aici intră toți oamenii din pricina lui Adam, noi ne-am fost legați cu o relație de căsătorie cu Satana și legea lui Dumnezeu a consfințit această relație. Scriptura spune, boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Și legea consfințește relația pe viață. Acum, eu n-aș putea să fiu liber să mă recăsătoresc cu altul, cu Hristos, decât dacă ar muri soțul meu. Or, soțul meu este Satan. Soțul meu nu moare. El este un înger, este veșnic. Și atunci, I'm trapped. N-am nicio soluție. Ca Dumnezeu să mă poată pune deoparte pentru Fiul Său, L-a trimis pe Fiul Său să mă sfințească cu un preț enorm. Observați, prin moartea Lui pe cruce, plătind păcatele mele, El a împlinit legea care spune că plata păcatului este moartea. Și odată legea împlinită, eu am fost eliberat ca să mă căsătoresc cu altul. Cu alte cuvinte, relația mea cu cel rău este ruptă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că El îmi împrumută mie moartea Lui, o moarte de-a binelea, o moarte pe cruce, o moarte cu cuiele în palmi și în picioare și cu sulița înfiptă în coaste și o moarte peste care s-a prăvălit piatra mormântului. O astfel de moarte mi-a fost împrumutată mie și în felul acesta, eu murind, sunt eliberat de soțul meu, a slăvit să fie Domnul că am murit fără să mor și acum sunt liber ca să mă ia Hristos, ca și mireasa Lui. Versetul 4 din Roman 7. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a celui ce a înviat din morți. Și aceasta ca să aducem roadă lui Dumnezeu. Observați, El, Hristos, s-a dat pe sine pentru mireasa Lui, ca prin moartea Lui, pe care ne-o împrumută nouă, să ne pună deoparte, să rupă legăturile morții, legea morții, legătura cu Satana și să mă pună deoparte pentru sine, să pot deveni mireasa Lui Hristos. Aceasta înseamnă că El s-a dat pe sine pentru ea, pentru biserică, ca să o sfințească. Înseamnă oare că moartea Domnului Iisus Hristos face pentru toți lucrul acesta în mod automat? Am auzit textul citit de Paul, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu, moartea Domnului Iisus Hristos nu ți este împrumutată în mod automat. Trebuie să întinzi mâna după ea. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, dar textul continuă, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. El, Hristos, s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Cu toate acestea, nu toți au devenit în mod automat mireasa Lui, jertfa Lui Hristos poate fi acceptată sau poate fi respinsă. Încă din grădina Edenului, Dumnezeu ne-a dat libertatea să zicem da sau nu, să alegem viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul.
acceptarea jertfei lui Hristos se face prin mărturia publică a fiecăruia dintre noi în parte. Nimeni nu poate face în locul tău. Iar lucrul acesta îl facem prin botezul în apă. Ascultați ce spune Petru. Icoana aceasta închipuitoare, e vorba de botezul în apă, e o icoană, e o analogie, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Deci doar prin mărturia publică, dacă îl mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Astfel, moartea lui Iisus Hristos ni se atribuie nouă, în urma mărturisirii noastre, a legea lui Dumnezeu ne dezleagă de legătura păcatului și putem deveni mireasa lui Hristos. Recitesc versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți al altuia, adică al celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Ne întrebăm totuși, de ce Pavel adaugă prin botezul cu apă, prin cuvânt? Nu cred că este un ritual creștin mai stupid în ochii lumii ca botezul în apă sau ca cina Domnului. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă asta. Dragii mei, dacă n-ar exista o realitate obiectivă în spatele ritualului botezului, realmente am fi caragioși. Trăim într-o vreme în care toți aveți băi acasă în fiecare cameră. Vă puteți scălda de câte ori vreți. Aveți oceanul foarte aproape. Deci nu-i nevoie de o apă stătută în care să intre 20 de oameni de-a Domnul în fiecare săptămână, dacă se poate. Da? Dar în spatele acestui ritual există în primul rând jertfa Domnului Iisus Hristos și învierea Lui din morți și în al doilea rând există o poruncă pe care Hristos ne-a dat-o. Și porunca este, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Așadar, este sfințit sau pus deoparte pentru mirele ceresc doar acela care l-a mărturisit cu gura lui pe Hristos ca Domn și crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți și de aceea, prin mărturisirea lui, el intră într-o relație personală, vie, cu Domnul Iisus Hristos. Spunea Paul, nu toți cei care suntem aici suntem născuți din nou. Poți fi religios, penticostal sau baptist, să-ți fie de bine. Nu te ajută la absolut nimica. Trebuie să fii născut din nou, să intri într-o relație vie personală cu Domnul Iisus Hristos. Și asta o faci printr-o mărturie publică. Oricine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dragii mei, este cea mai mare onoare să spui da mirelui ceresc care își cere mâna, își cere mâna de pe cruce pentru că a murit în locul tău. N-a lucrat 7 ani pentru tine ca și Iacov, ci și-a dat viața pentru tine și pentru mine. Asta este invitația lui de a-i deveni mireasă. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită și fără pată. Observați cum a început totul în Dumnezeu, în planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Doar dacă iubirea Lui Hristos ne face sfinți și fără prihană înaintea Lui, El și-a împlinit menirea, a împlinit planul Tatălui, adică s-a dat pe sine pentru noi, dar ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dar curățirea și sfințirea sunt un mijloc spre scop. Nu sunt un scop în sine. Scopul este nunta mielului. Nu știu cum e obiceiul la dumneavoastră, dar mai nou, mirele se oprește și își așteaptă mireasă ca să fie adusă de tatăl ei. Așa e și aici? Ia? Al imaginați lucrul acesta în ceruri. Tatăl mirelui, mirele, întregul cer și dintr-o dată, on the aisle,
the bride is brought before him. Wow! Asta este scopul întregii lucrări a lui Hristos. Istoria se grăbește spre o nuntă, spre nunta mielului. Citiți ultimele capitole din Apocalipsa, versetul 6 din capitolul 19. Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia, Domnul Dumnezeul nostru a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Uitați-vă la ea, împreună cu întregul cer. I s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, care au fost atribuite prin har, va fi prezentată înaintea Tatălui, înaintea Mirelui Ceresc și înaintea îngerilor întregului cer, ca rod al iubirii lui Hristos. Ca rod al iubirii lui Hristos, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa va începe nunta pe care o așteaptă întregul cer și spre care se grăbește și istoria noastră. Imaginați-vă cinstea și onoarea pe care cerul i-o va da fiului. Pentru că mireasa este rodul iubirii lui. Așa cum supunerea nu e o renunțare, nu e o gelatină, nici iubirea, dragii mei, nu e o gelatină. Iubirea are un scop. Iubirea trebuie să câștige o bătălie. Iubirea lui Hristos ne-a luat pe noi, cei păcătoși, cei răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu, și ne transformă de la o zi la alta într-o chipul și asemănarea lui Hristos. Prin faptul că s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, iubirea lui Hristos își atinge scopul. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 7. După ce îngerul a strigat, cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pecețile, să dea drumul istoriei, el a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, pline cu temâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pecețile, că și-ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice neam, de orice limbă, din orice norod, de orice seminție, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor împărăți pe pământ. Versetul 11 continuă: m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce este de aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Și cele patru făpturi vii ziceau amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Dați-mi voie să trag o primă concluzie.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. După cum iubirea lui Hristos pentru biserică n-a început cu biserica, ci cu Tatăl, iubirea soțului pentru soție nu începe cu soția, ci cu Hristos. Nu soția îmi spune cum să o iubesc, Hristos trebuie să-mi spune cum să o iubesc. Și El mi-o spune, dragii mei, nu în vorbe, nu în porunci reci, ci El mi-o spune prin propriul Său exemplu. Așa cum El îi spune soției prin propriul Lui exemplu cum să se supună dreptului judecător, așa îmi spune mie soțului prin propriul Lui exemplu cum trebuie să-mi iubesc soția. Ascultați ce spune Scriptura. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Dar, dacă m-aș opri aici, ați zice, cine este de ajuns pentru astfel de lucruri? Noi bărbații, după ce am fost breși, am zis amin când a fost vorba de supunerea soțiilor, acum trebuie să plecăm acasă cu capul plecat. Poate că îi spunem lui Dumnezeu ca și Cain, Doamne, e prea mult pentru mine, prea greu pentru mine, da? Prea greu pentru mine. Totul este frumos, dar imposibil de împlinit. Imposibil de împlinit. Oare Scriptura nu oferă lucruri ceva mai realiste? Pentru ca să mergem acasă, cel puțin știind ce avem de făcut, dați-mi voie să citesc textul mai departe. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, bărbaților. Dacă mai trăiți, te străiești, ridicați o mână. Mâna asta ține de trupul meu, da? Vi s-a întâmplat vreodată să vă loviți cu ciocanul peste deget? Au! Da? Și pe urmă te duci la nevastă și te pansează și atâta te văicărești pentru o biată lovitură. Și dacă ți-i foame, răstorn casa și frigiderul. Și dacă supa e prea caldă, prea rece, ești ca zmăul care ar întoarce totul pe dos. Știți povestea iubirea trece prin stomac? Ați auzit-o? Well. Să nu-mi spuneți că lucrul ăsta este prea sofisticat pentru noi. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. I never saw more selfish creatures than men. Is it true? Yeah? Yeah? Uite, surorile știu asta. Da? Never saw more selfish creatures than men. Cu alte cuvinte, cum să nu știu cum să mă iubesc pe mine însumi? Dacă s-o obosit, mă așez la televizor. Nu contează că să ai pe dos și 10 copii urlă în jurul meu, da? Dacă trebuie să dorm, să nu mă scoale nimeni, să nu mă deranjeze nimeni. Dacă îmi trebuie a better toy, no? There is a saying, the difference between dads and boys is the price of their toys. Schimb mașina, schimb casa, mă duc într-un alt stat. Well, ca să meargă bine. Ca să meargă bine. Deci mi se pare că Scriptura ne duce cu picioarele pe pământ. Nimeni nu poate fugi din fața acestui text. Ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Și ascultați ce spune versetul următor. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Ar trebui să ne ridicăm să definem bărbații pe aici. Suntem rotofei, frumoși, roșii în obraz, că nevestele noastre știu că iubirea trece prin stomac. Deci, dacă nu m-ar aduce înapoi la relația Hristos-Biserică, poate că aș putea gândi ce vreau. Dar, din nou, ascultați ce spune textul. Nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos-Biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Doamne Iisuse, de ce îți iubești biserica și te îngrijești de ea? Păi de ce să nu o fac? E trupul meu. Care dintre voi ați vrea să aveți o mână paralizată? Două picioare bolnave? Doi ochi ca-i mei care nu mai pot citi? Două urechi surde? O limbă care să nu poate articula? Cui trebuie un trup disfuncțional, dragii mei? Când ajungi acolo în the wheelchair, poate că ai zice, de ce nu e legală eutanasia? Să plec de aici. Mai bine moartea decât o astfel de situație. Dragii mei, cu un trup disfuncțional, nu-ți vine să trăiești. Hristos își iubește biserica și o îngrijește ca să aibă un trup funcțional de care se poate folosi.
Ați ascultat dimineața ce spune Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dar cum să trăiască Hristos în mine când am mâinile paralizate, picioarele paralizate, când nu-ți bun de nimica? Deci Hristos, ca să se iubească pe sine, mă iubește pe mine. Pentru că eu sunt plinătatea, noi, biserica, celui ce plinește totul în toți. Dar ascultați ce spune textul mai departe. Pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carne lui, os din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă, să observați, nu femeii vorbește textul din Genesa, bărbatului. Va lăsa pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe trupul meu, trebuie să fiu convins de două lucruri. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe trupul meu, trebuie să fiu convins de două lucruri. În primul rând, am nevoie de ajutor. Bărbaților, spuneți cu mine, am nevoie de ajutor. I need help. Say it with me. I need help. Am nevoie de ajutor. Noi bărbații avem impresia că dacă nevestele au fost luate din coastele noastre, tot ce trebuie să facem este să le ocrotim. Și nu, dragii mei, ea a fost făcută să mă ocrotească pe mine, nu eu pe ea. De-aia a făcut-o Dumnezeu. Al doilea lucru, nimeni altcineva nu mă poate ajuta mai bine ca soția mea. Spuneți cu mine. Nimeni altcineva nu mă poate ajuta mai bine ca soția mea. Nobody else can help me better than my wife. She knows me best than everybody else or better than everybody else. Dați-mi voie să le iau pe rând. Ca bărbat sunt vulnerabil și de aceea am nevoie de un ajutor potrivit în soția mea. Bărbaților le vine greu să recunoască lucrul acesta pentru că noi avem impresia că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa și nevestele sunt făcute după chipul și asemănarea noastră. Dragii mei, asta e valabil doar pentru Domnul Iisus Hristos. Noi suntem ființe căzute și cu greșeli. Am văzut și azi dimineață. Oare de ce a fost Dumnezeu nevoit, obligat într-un fel să-mi dea un ajutor potrivit, dacă n-am nevoie de el? Tocmai pentru că am nevoie de acest ajutor, Dumnezeu mi-a dat-o pe soția mea ca ajutor potrivit. Pământul, din pricina neascultării femeii și a bărbatului, a trecut sub stăpânirea lui Satan. El este Dumnezeul viacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia. Vă spuneam dimineață, rămâne totuși de păzit sufletul omului. Și în păzirea sufletului omului avem nevoie unii de ceilalți. Trebuie să veghem unii asupra celorlalți. Iar în familie, Dumnezeu a pus un radar ca să citească inima bărbatului la vreme. Până nu-i prea târziu. Până cancerul n-a dat în metastază, dragii mei. Pentru că de acolo nu mai este drum de întors. Și Dumnezeu ne învață lucrul acesta prin bolile prin care ne trece. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dragii mei, o soție care știe care e menirea ei, când bărbatul aduce banii acasă, prima întrebare, nici nu trebuie să-i pun întrebare, numai să uite în ochii ei, cum ai câștigat banii ăștia? Dacă i-ai furat, eu nu fac mâncare din ei, tu te cu ei cu tot. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ați văzut dimineața, există doar două împărății. Una este a lui Dumnezeu, cealaltă este a celui rău. Împărăția lui Dumnezeu este Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Dar dacă până și Hristos a fost ademenit de Satana să-și lase locul, să treacă dincolo, dragii mei, noi bărbații suntem ademeniți, știți cum? Printr-un pumn de arginți, printr-o slujbă mai bună, prin neplătirea taxelor, prin tot felul de compromisuri, 666 pe frunte și pe mână, în felul în care gândim și în felul în care acționăm. Spuneam dimineață că în piesele de armură din capitolul 6, pentru spatele meu, Dumnezeu n-a gândit nimic decât pe soția mea. Dacă eu sunt convins de lucrul acesta, am să spun mereu, am nevoie, draga mea, de ajutorul tău.
am nevoie de ajutorul tău. Când i-ați spus soției lucrul acesta? Nu în ce privește mâncarea sau curățenia în casă sau spălatul vaselor sau spălatul șosetelor, asta ți le poate face cu mașinile de spălat sau te poți duce la dry cleaner. No problem. Ce am nevoie de ajutor să-mi păzești sufletul, să nu fiu lovit pe la spate de satana. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știe fiecare bărbat este că nimeni altcineva nu-mi poate fi un ajutor mai potrivit ca soția mea. Ca soția mea. O voi iubi ca pe trupul meu. Ce m-aș face cu un ajutor nepotrivit? Disfuncțional, pentru că am neglijat-o. Pentru că am avut pretenții de la ea, dar n-am făcut nimic pentru ea. De aceea va lăsa omul tău să omul pe tatăl său și pe mamă sa se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Poate că l-aș întreba pe Dumnezeu, de ce, Doamne, am lăsat pe tatăl meu și pe mama mea și m-am lipit de nevastă mea? Ca să o transform prin iubirea ta în ajutorul potrivit pe care am gândit-o înainte de întemeierea lumii. Vreau să-mi răspundeți, surorilor, oare iubirea, încrederea, încurajarea învățate de la Hristos te pot ajuta să devii o soție mai bună? Iubirea, încrederea, încurajarea pe care soțul tău le-a învățat de la Hristos te pot ajuta pe tine, soție, să devii un ajutor mai potrivit? Dați-mi voie să termin cu un exemplu. În anii dinaintea Revoluției, un om de prin Wheaton, de la Wheaton College, era profesor de sport de acolo, Dumnezeu i-a dat o idee. Să aducă peste cortina de fier pe toți profesorii de la Wheaton College. Veneau câte doi sau trei în România și stăteam cu ei ascunși prin apartamente câte două săptămâni și de dimineața până seara făceam teologie. Și printre ei a fost Paul DeVries, șeful catedrei de filozofie de la Wheaton College din vremea aceea. Paul avea probleme serioase la ochi, avea ochii bulbucați și ne-a povestit istoria lui. De când era copil și a fost trimis la școală, el nu vedea până la tablă. Stătea în ultima bancă, dar el nici măcar nu vedea tabla. Clar că avea note extrem de proaste. La toate materiile era deja, degeaba l-au mutat în față. A terminat clasa a patra și se dădea un examen și în clasa a cincea a venit la ea profesoara de matematică și a zis, Paul, extemporalul era de nota 2. I-a zis, Paul, tu nu ești de 2? Uite-te lucrarea ta! Lucrarea cu care ai terminat clasa a patra. E de 9, nu e de 2, nu știu care sunt exact notele la voi, dar uite-te ce bună notă ai avut. Azi așa, mâine așa. Paul a terminat școala number 1. Și foarte curios, s-a dus să-și vadă lucrarea aceea. El știe ce a scris. Dragii mei, lucrarea lui era de nota 2. Cineva i-a notat-o greșit. Dar încurajarea acestei profesoare l-a luat de acolo, de la coada rândului și l-a săltat până când a fost premiant în clasă. Și a ajuns șeful catedrei de filozofie din Wheaton College. Încurajarea și iubirea, dragii mei, îți dă aripi, te saltă, te ridică. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, ca iubind-o, cum a iubit Hristos biserica, să ajute la devenirea ei. Dragii mei, Scriptura ne spune că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor prin Duhul Sfânt. Și Scriptura ne spune că Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Noi nu putem schimba soțiile noastre, nici pe soții noștri, nici copiii noștri, dar ne putem pune la dispoziția Duhului Sfânt ca nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu să se arate prin iubirea mea, prin încurajarea mea spre cel de lângă mine. Vreau să vă spun, îți trebuie foarte puțin timp să închizi gura nevestei tale. Repezește-o de două ori, de trei ori și nu-ți va mai zice nimica. Și ai pierdut-o. And you are on your own in the spiritual battle. On your own. Dar dacă ai curajul să spui, am nevoie de ajutorul tău, iartă-mă că nu m-am purtat cu tine cum ar fi trebuit. Ia-o de la capăt.
Iubirea transformă, iubirea modelează, iubirea cioplește, iubirea ridică. De aceea va lăsa omul său, pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, ca iubind-o cum a iubit Hristos biserica, să ajute la devenirea ei. Spuneți-mi cinstit, la ce ar folosi unui bărbat un ajutor disfuncțional, o streașină care picură, o femeie care e ca boala în oase? La ce ar folosi? Dar dacă cumva așa e nevastă ta, uite-te în oglindă și întreabă-te, care e vina ta? Care e vina mea? Pentru că Scriptura spune că am lăsat pe tatăl meu și pe mama mea și m-am lipit de nevastă mea cu o poruncă din partea lui Dumnezeu. Și până când n-am împlinit această poruncă, dragii mei, mi-am împlinit datoria față de Dumnezeu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Modelul este Hristos, porunca vine de la Hristos. Rezolvați-vă problema cu El. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Cum a iubit Hristos biserica? Nu se lasă până când într-o zi ne va prezenta sfinți și fără prihană înaintea întregului cer. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor. Amin.